Consiliul Județean continuă dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Olt. Vor fi accesate fonduri europene, suma ridicându-se la aproximativ 20 de milioane de euro pentru achiziționarea unei stații de tratare mecanico-biologică a deșeurilor. Scopul este reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare cu ajutorul soluțiilor alternative de reciclare, valorificare energetică și tratare biologică, atingând țintele privind gestionarea deșeurilor. În acest sens, 30 de hectare de teren au fost preluate de CJ de la Primăria Bălteni. Este terenul pe care noi avem centrul de management al deșeurilor de la Bălteni și el era dat în administrarea Consiliului Județean. În momentul de față, am demarat procedurile să treacă în proprietatea Consiliului Județean, noi pregătindu-ne pentru etapa următoare din managementul deșeurilor, încercând să depunem pe fonduri europene o stație de tratare mecanico-biologică. Asta înseamnă că pe groapa de gunoi, după tratarea gunoiului, va ajunge mai puțin gunoi și noi vom termina celula existentă în timp mai îndelungat. Totodată, șeful CJ s-a arătat mulțumit de faptul că oltenii au înțeles importanța reciclării. Lucrurile încep să miște, e adevărat că orice început e greu, localitățile încep să-și promoveze colectarea selectivă și să știți că, stând de vorbă cu cei de la Olteco și cu salubrizatorul, am înțeles că cantitățile de deșeu colectat selectiv au început să crească. Tratarea mecanico-biologică este o tehnologie de tratare a deșeurilor prin care acestea sunt procesate mecanic cu scopul separării elementelor reciclabile de componentele organice ale deșeurilor.